Bună ziua și bine ați venit la al doilea joc pentru imunitatea al săptămânii! În urma acestuia vom vedea cine îi se va alătura Elenei. Elena sau cel nominalizat după jocul de astăzi și după Consiliu, unul dintre ei va ieși din această competiție. Elena, ești prima nominalizată a săptămânii. Există riscul să părăsești competiția. Este a cincea ta nominalizare. Sunt foarte conștientă de acest lucru. Nu de multe ori merge ulciorul la apă, să spun așa, sau merg cu premiza asta pentru că au fost deja foarte multe consilii, dar în același timp îmi doresc să-mi ajut în continuare echipa, să nu ajungem la momentul în care va trebui să mă nominalizez, să fiu nominalizată împreună cu un faimos, pentru că știu cine ar fi acela și m-ar durea foarte tare. Așa că îmi doresc să câștigăm astăzi și îmi doresc să reușim toți să dăm tot ce-i mai bun. Mulțumesc! Ai vorbit de echipă. Emi, voi mai sunteți o echipă sau doar cu numele? Eu zic că încă mai suntem o echipă și sunt sigură că astăzi o să dăm tot ce mai bun pe traseu. Aici, clar, trebuie să fim o echipă și suntem o echipă. În camp, nu suntem o echipă, dar aici trebuie să fim, trebuie să câștigăm, trebuie să rămânem toți faimoși și să trimitem războinic acasă neapărat, astăzi. Bine, mulțumesc, vă urez baftă, așa cum le urez și războinicilor, pentru că toți vă doriți să rămâneți în această competiție, toți vreți să câștigați, dar știți cu toții la fel de bine că la final va rămâne unul singur. Andrei, sunteți în aceeași tabără cu faimoșii. De câteva zile conviețuiți și aș vrea să-mi spui cum vezi tu echipa faimoșilor în momentul de față. Da, de câteva zile conviețuim. Eu îi văd împărțiți în două tabere. E clar că băieții dau în fete în continuare. Elena a fost vizată, a fost nominalizată. Îi văd liniștiți cumva, îi văd puțin relaxați. Dacă vor câștiga astăzi, voi sunteți pregătiți să nominalizați pe cineva? Niciodată nu suntem și n-am fost pregătiți să nominalizăm pe cineva. Eu cred că vom rămâne împreună, cred că suntem mult mai motivați decât ei și cred că victoria va fi de partea noastră astăzi. Mulțumesc! Dragii mei, miza de astăzi este idolul imunității. Este cea mai importantă miza a săptămânii și ar trebui să vă gândiți doar la el. Totuși, pentru că ne sunteți foarte, foarte dragi, vom avea și o a doua miză care va merge odată cu idolul imunității doar la echipa câștigătoare. Recompensa suplimentară de astăzi este o masă cu gustări multe și sărate și dulci. Croasante, tiramisu, negrese, budincă, pateuri. Cum vă spuneam, o masă cu foarte multe lucrușoare pe care le puteți ronțăi și de care vă puteți bucura. Dar, așa cum v-am spus, idolul imunității și recompensa vor merge doar la echipa câștigătoare. Și trebuie să câștigați pe traseu. Iar traseul de astăzi este următorul. Alunecați pe un tobogan și cădeți în piscină. Ieșiți din piscină, printr-un tunel, urcați o rampă și ajungeți pe o platformă mobilă. Pe aceasta aveți un labirint prin care trebuie să treceți. Următorul obstacol îl depășiți pe sub. Urmează un alt obstacol cu două panouri pe care trebuie să le împingeți. Apoi unul de viteză format dintr-o rampă și o scară. Treceți pe sub sfori și ieșiți prin mijlocul stelei pentru a ajunge la obstacolul final. Iar aici aruncați la țintă, aveți mai multe bile, trebuie să le introduceți în fanta din capătul obstacolului. Bilele trebuie să culiseze pe acea rampă, trebuie să treacă pe sub dreptunghiul acela din lemn, iar prima persoană care introduce în mod corect 3 bile
aduce un punct echipei lui. Iar echipa care ajunge prima la 10 câștigă imunitatea și recompensa. Astăzi joacă 3 băieți și 3 fete din fiecare echipă. Doar Lola rămâne în continuare pe margine. Echipa roșie este cea care alege prima. Vă rog să vă consultați și să vă stabiliți strategia. Zi unul care se crede sigur puncte, că le ești pe viteză și ești mai îndemnat. Mă ajunge cu Andreea. Ok, zile pe Andrei și nu de unul Emi și unul Iancu. Ok. Bun, vai aduc și... Zi cu cine? Mă duc eu pe Emanuel, știi, știi. Mă duc eu pe Iancu. Cine e să iasă prim? Tu iei, o iei pe Carina, nu? Bun, o iei tu pe Carina. Ok. Și după aia? Da. Ia pe Emma, eu pe Alice. Îmi zic cum Alex e. Asta e pe jos și tu, uite. Tu pe Alice. Da. Ce este că dacă încep cu fetele, continuăm și noi cu fetele. Da. Dacă încep cu băieții, continuăm cu băieții. Și vedem în funcție de alegeri, părerea mea. Oricum e aleg. Păi, da, n-avem nicio preferință. O să-și preferi. Fiecare cu fiecare. Strategie, frate. Hai. E hai să vedem dueliștii, echipa roșie alege. Carina. Primul duel, Emi și Carina. Echipa albastră. Elena. Alice și Elena. Faimoși. Andrei. Ghiță și Andrei. Războinici. Mihai. Emanuel și Mihai. Automat, Cezar și Iancu. Și Asiana și Carmen Emanuela. Iată dueliștii, traseul îl știți. Miza este uriașă. Să înceapă jocul pentru imunitate. Suntem la startul celui de-al doilea joc pentru imunitatea al săptămânii. Miza este fabuloasă și începem în forță cu un duel care depășește limitele sportive, depășește limitele acestui teren. Este și un duel al orgoliilor. Ghiță împotriva lui Andrei. 3, 2, 1. Pornesc băieții. Au plonjat pe tobogan, iată-i deja în apă. Înoată puternic cei doi, care va ieși primul? Andrei s-a prins primul de marginea piscinei și iată-l. Trece prin tunel. Acum pe platforma mobilă trebuie să treacă fără probleme de acest labirint. Continuă Andrei să aibă doi pași în fața lui Ghiță. Urmează cele două vârfuri de săgeți. Sunt concurenți foarte puternici și rapizi. Concurenți care punctează adesea pentru echipa lor. Iată acum ies din aceasta și ajung la ultimul obstacol. Cel în care trebuie să arunce la țintă. Trei mici trebuie să intre în coș. Ratează Andrei prima lovitură. Bagă Ghiță, o minge în coș. În acea fantă. Iată și pe a doua de la Ghiță. Ai nevoie de o singură minge, Andrei n-a reușit încă niciuna. E aproape, Ghiță ratează însă. Andrei s-a dus să-și recupereze toate cele 5 mingi și iată-l din nou. Ratează de 2 ori la rând, de 3 ori chiar. Ghiță de partea cealaltă mai are nevoie de o singură minge. A rămas mingea acolo, cade, nu cade, intră în coș sau nu. Ia-le pe toate, 2-0! Îl încurcă mingea aceea mai degrabă, cred, pe Ghiță. Hai să vedem. O împinge ușor și intră până la urmă. Iată ce lovitură a avut cu manta, așa, prin ricoșeu. Ghiță reușește să câștige primul punct al zilei. Este 1-0 pentru Faimoși. Când am intrat în apă, am făcut ce ai zis tu mereu. Ieși imediat. Da.
Dar știu că e un pic departe până în capăt. Am dat maxim sub apă cu capul ca să ajung repede. După aia traseul clasic. Dar de-aia ești mai târziu. Ai ieșit mai târziu decât nu. El. Pentru că ai intrat pe sub apă, nu intra pe sub apă. Nu, am intrat pe sub apă. Da. Adică da pe sub apă. Am dat de două ori în scară greșit. Aia a fost. Exact. De-aia am ieșit în spatele lui. Ai ieșit, ai căzut înaintea lui în bazin și ai ieșit după el. Știu, pentru că m-am alunecat pe scară cu ambele picioare, știi? Știi cum că văd că ușor de dacă dai tare iar nu-i bine, dacă dai prangit, ai văzut la deții s-a oprit. O dată exact pe gaură și a fost prea tare și s-a dus peste gaură. Da. Trebuie, nu știu, repede și ușor în același timp. Trebuie să le dai încet, deci cred că doar să le pui pe masă, pe mijloc, te uiți pe mijloc și le pui, dar cât mai de la început, ca să nu schimbe traiectoria deloc. Eu nu m-am uitat la ghid. A reușit Ghiță să deschidă scorul astăzi printr-o ultimă lovitură spectaculoasă. Este 1-0 pentru Faimoși, iar acum fetele la start. Asiana împotriva lui Carmen Emanuela. 3, 2, 1! Pornesc fetele, tehnici diferite de a plonja pe tobogan. Hai, Asiana! Asiana s-a dus pe spate mai degrabă, iar Carmen Emanuela cu mâinile în față, care iese prima din piscina acum. Hai să vedem, este Emma de la Războinici. Bravo, Emma! Așa, Emma, tare! Acum iese și Asiana. Continuă să aibă Războinica avans. A ajuns pe platforma aceasta mobilă. Tare, tare! Bravo, Asi, bravo, Asi, bravo! Asiana de partea cealaltă, iată-o recuperând spectaculos. Coboară în același timp fetele de pe platformă. Asiana, tare! Împinge Asiana prima, panoul. Bine! Tare! Și acum, iată-o pe Asiana fiind în față puțin. Deși a ieșit mai târziu din piscină, iată-o acum pe Faimoasă, ajungând prima. Hai, Asi, tare! Ba nu! Egalitate, din contră chiar a reușit pe ultimul obstacol Emma să mărească distanța. Hai să vedem cum vor arunca cele două. Ratează Emma prima lovitură. Bună lovitura pentru Asiana! Are o minge în coș Asiana! Foarte aproape a fost Asiana și la a doua minge, iată, intră acum! Ratează după aia Asiana. De partea cealaltă, Emma încă nu are nicio lovitură bună. A ratat, Asiana, a ratat! Prea moi loviturile și nu ajung mingele la țintă. Închide duelul Asiana! Este 2-0 pentru Faimoși! Bravo, Asi, bravo! Foarte bine, Asiana! Îmi place toboganul ăla! Bravo, bravo, băi, bravo! Super! Până la capăt, până la capăt, hai! Nu mi-a dat acasă când m-o vedea pe fund în toboganul ăla, zice, ia uite-și pe fricoasa asta! Dar e totul bine așa, nu mai bravo. O, merg încă de 100 de ori, foarte nu se mai pune problema. Cum e? E ok, cum am dus eu, pentru spatele meu bolnăvior, e bine. A ieșit foarte puțin după ea. Foarte da, puțin. Oricum a luat-o pe traseu. Și ai ajuns-o pe traseu foarte. Păi ăsta-i scopul. Bravo, exact. Păi, dacă nu m-am mai simțit obosit aici pe traseu. Și aici nu mă mai târăsc în genunchi. Direct mersul așa. Da. Clar. Paiangu. Ha? Paiangu. Paiangu. Început impresionant pentru Faimoși, conduc cu 2-0. Să vedem dacă va mări distanța Cezar sau va reduce Iancu din diferență. 3, 2, 1! Puneți băieții cum a plonjat Iancu acolo, nu se menajează deloc. Vine și Cezar. Înoată cei doi. Este începutul zilei, așa că sunt odihniți. Vedem mai încolo. Iancu, iată, are diferență deja față de Cezar, este un concurent mai rapid. Cezar însă de multe ori a arătat că este calculat și că la final punctează. Bravo, tare, tare! Avans de două obstacole pentru Iancu. Iată-l cum aleargă. A plonjat acolo, a sărit și a ajuns deja la capătul stelei. Iese deci din stea. Va arunca primul da? Iancu la țintă. Hai, Iancule! Bine
Adina acum și Cezar. Aruncă Iancu, ratează prima lovitură. Și pe a doua. A fost aproape. Iată, a rămas mingea acolo. S-a dat la o parte acum. O prima minge în coș pentru Iancu. Și a doua. Ratează Cezar de partea cealaltă. Avantaj pentru Iancu de două mingi. Iancu mai are nevoie de o singură minge. Iancu 2-0, da, pentru tine. Aruncă acum Iancu, ratează de puțin. De două ori ratează, de trei ori la rând. Cezar încă n-are nicio minge în coș. Acum a fost aproape Cezar de o primă minge. O ratează însă și ratează în continuare Cezar. Iancu pur și simplu nu reușește să bage ultima minge. Ba da, acum este punctul războinicilor. Primul punct al lor este 2-1 pentru faimoși. Am sânge pe frunte sau ceva? Ai dat în fața. Cum, da. Păi și de ce? Aici la sfori. Am sărit din nisipul. Și tot nisipul direct în ochi. Și m-am dus așa cu ochii închiși și nu mai am dat cu capul în ele, n-am mai văzut. A plonjat acolo, a sărit. Tare, Elena, merge prin sfori. Hai, hai. Bun, hai. Elena rupe traseul. Tare pe traseul. Elena, tare pe traseul. Traseul e mai ușor. Hai. 3, 2, 1 și fai monștri! 2-1 pentru faimoși și a redus din diferență Iancu împotriva lui Cezar. Acum la start, Elena și Alice. 3, 2, 1! Pornesc fetele, prima în apă este Alice. Și acum încep să înnoate. Elena, o concurentă de forță, Alice, o concurentă de viteză. Să vedem care dintre ele va ieși prima. Da, este Elena, iată-o. Elena este în același timp și nominalizată. Prima nominalizată spre eliminarea săptămânii. Vom vedea după jocul de astăzi cine va fi nominalizat. Va fi tot un faimos sau va fi de data asta și un războinic? Continuă Elena să fie în fața lui Alice. Cu câțiva pași, acum împinge panoul prima, al doilea panou și rampa aceasta de viteză. Tare, Elena, tare! Hai că ești în fața ei! Coboară de pe scară cele două aproape în același timp. Iată-le pe nisip, în patru labe, Alice. Să vedem finalul. Sunt la egalitate, ba chiar a reușit Alice. Iată, să ia fața Elenei. A ajuns prima la mingi. Hai, hai, Elena, hai, concentrată. O primă de partea stângă să... Aruncă cele două acum. În același timp, ratează Elena, ratează și Alice, de două ori chiar Alice, de trei ori. Vine Elena, acum are o minge în coș Elena. Are o minge în coș Elena și aproape de-a doua, nu? Hai, Elena, nu! Alice a dus să-și recupereze mingile scăpate pe nisip. Continuă să rateze Alice. Ultima minge nu ajunge la țintă, poate o împinge. Acum două, una după alta. Ce spectacol la Alice. Ratat Elena. Pe tablă acolo. Are două mingi în coș Alice, una Elena. Elena, concentrează-te. Hai, Alice. Avantaj pentru Alice. Iată acum, a fost aproape Alice de a aduce punctul. Ratează de puțin însă. Continuă să rateze și Elena de partea cealaltă. Acum să vedem, aproape Alice, în continuare. Rămâne mingea pe placă, dar nu intră în fantă. Continuă să rateze Elena. Reușește până la urmă să închidă duelul Alice și este egalitate, 2-2. Cum a fost traseul? Ai obosit tare? Piscina mi-a luat mult. Păi piscina, tu obosești cel mai tare. Aia, da. Da, acolo trebuie să... În rest... Trebuie să nu-ți calm, frumos, nu te zbați. Că pierzi multă energie acolo la piscina. Și după aia pe traseul e tare. Oricum bine te-ai găsit. N-are nimic, hai să luăm. Trebuie, tragem până la capăt. 2-2, hai. Punct cu punct, exact.